adolescenții au fost profund marcați de divorțul părinților. Fără să privească înapoi, cei doi frați minori au plecat din această casă în urmă cu aproape 2 ani și au lăsat părinții în urmă cu inima zdrobită. N-aveau de unde să știe că lumea este extrem de crudă. Acum un an, pe când rătăceau pe străzile din Cluj, unde au ajuns făcând autostopul, doi tineri de 27 de ani i-au întrebat dacă interesează un loc de muncă. Încrezători i-au urmat și așa a început calvarul. Prin folosirea forței, i-au obligat pe aceștia să practice cerșetoria. Totodată au abuzat și sexual de cei doi minori. Toată vara lui 2009 au fost obligați să cerșească de la turiști pe litoral. Erau păziți și bătuți dacă încercau să fugă. Adăpostul fraților era un cort într-o pădure, iar uneori noaptea erau legați cu frânghii de copaci. În iarnă, stăpânii i-au mutat într-un apartament din Buzău. De acolo au reușit să fugă și să anunțe autoritățile. Acum sunt într-un centru de plasament. Refuză însă să meargă acasă. Încă sunt supărați pe părinții lor. Cei care i-au batjocorit au fost închiși deocamdată pentru 29 de zile. A ajuns și România.